Bine v-am regăsit, stimați telespectatori! Problematica pe care vă propunem astăzi, în dialogul emisiunii noastre, este, în primul rând, una legată de educație și de beneficiile ei, de beneficiile culturii, de riscurile care apar în absența educației și a culturii. Vom vorbi despre respectul pe care îl datorăm celuilalt, despre respectul pentru alteritate, despre toleranță înțeleasă ca îngăduință iubitoare și respect față de celălalt, importanța prezenței celuilalt în viața noastră, precum și importanța unei educații religioase în planul formării personale, sunt doar câteva dintre temele pe care vom încerca să le abordăm în acest dialog, pe care am deosebita onoare de a-l purta cu domnul director general al Filarmonicii George Enescu din București și căruia îi urez un foarte călduros bun venit în emisiune. Mulțumesc mult! Mă bucur mult că sunteți aici, domnule Andrei Dimitriu. Sunteți un nume foarte cunoscut în spațiul cultural bucureștean. Sunteți, așa cum aș fi dorit să spun de la început, una dintre personalitățile care s-au pus în slujba înaltului serviciu de accesibilizare a omului de astăzi, a omului din orașul nostru, accesibilizarea căii sale spre cultura înaltă. Știu că sunteți un foarte viu apărător al noțiunii de educație și al noțiunii de cultură făcută cu performanță. Sunt teme recurente în discursul dumneavoastră. Da. Cultura de performanță, și mă întorc mereu la Noica, cultura de performanță este singura, și în opinia mea, dar categorică a celor ziditorilor, este esențială pentru un popor cu o identitate culturală care nu e suficient de pregnantă. Strategia înțeleaptă a liderilor trebuie să urmărească consolidarea a elementelor de cultură performantă. Cultura de performanță înseamnă că e cea competitivă și care poate impune modele, valori și un mod de a vedea lumea. Obligatoriu în constructul acesta pe care încercăm noi să-l facem astăzi, rolul religiei este extrem de important. Mai ales într-o lume contemporană, a pluralismului religios. Știu că Pudi Bondăria și multiculturalismul ne cam interzice să fim mai ferm, dar este evident pentru oricine că valorile creștine sunt cele care au adus civilizația. Lumea creștină este lumea civilizată. De altfel, primii vizitatori ai lumii secolului XVI din Africa și astea au fost, de fapt, preoți. Să nu uităm că întreaga civilizație europeană se sprijină pe fundamentul comun al valorilor iudeo-creștine, dublat de filosofia greacă. Și cu asta am anunțat esențialul spațiul profilului care construiește cultural european. Modelul care a construit, poate nu toată lumea va fi de acord cu mine, dar e un model pe care îl îndrăgesc, de fapt, și lumea islamică nu pot ajunge la modelul acesta iudeo-creștin, cum i-a zis. Dar sigur că toți tind. Imaginați-vă că dacă n-ar fi așa, invazia aceasta de străin de continentul nostru, din toată lumea afro-americană, afro-asiatică, n-ar căuta să stabilizeze și să profite de binefacerile, pentru că în afară de planul strict spiritual pe care îl aduce creștinismul, și în plan moral și în planul efectiv al eficienței cotidiene este exemplar. Imaginați-vă că fără cultul muncii pe care îl aduce totuși creștinismul, fără respectul pentru celălalt, pentru crezurile, valorile celuilalt, lumea n-ar fi putut ajunge în secolul 21 în forma în care, sigur, nu-i perfectă, dar tot ceea ce este bun în lumea de astăzi are la bază valorile și modelul creștin de existență. S-a spus pe bună dreptate și vreau să știu dacă subscrieți și dumneavoastră la această
încercare de definire a culturii creștine, care a rodit o civilizație întreagă, cultura creștină este o cultură a conviețuirii. De ce? Pentru că îl include ca termen necesar al mântuirii aproape pe celălalt. Deci relația cu ceilalți e privilegiată în spațiul creștin, mai ales. Iubirea aproapelui înseamnă că aproapele nu e totdeauna de bună înțelegere cu ideile tale. Pot să fie o altă variantă de principiu, o altă variantă de valori la care se referă, dar idealul acesta creștin, acest precept fundamental al iubirii aproapelui, ca pe tine însuți, înseamnă că faci excepție de animozitățile, de umorile și care sunt, până la urmă, umane, dar nu sunt creștine. Răutățile care provin din invidii, din supraevaluarea eu-ului, pot provoca în mod normal atitudini violente. Și exemplu din Europa din zilele astea e mai mult decât suficient. Dar creștinismul înseamnă să ai această toleranță față de celălalt. Și modelul este evocat, modul în care conviețuiesc în spațiul dobrogean atâtea etnii și atâtea culte religioase. E doar un exemplu. Un exemplu care e aproape de noi, dar categoric sunt atâtea alte exemple. Problema religiei cred că este înțelegerea corectă a mesajului creștin și mesajul religios în general e legat de cel care transmite acest mesaj. Calitatea sacerdotului, preot, imam, rabin, calitatea acestor oameni și buna lor intenție în mod este extrem de hotărătoare în care modul de reacție al mulțimii. Nu există. Mulțimea, sigur, că ajungem și la subiectul cultură, are multe probleme de înțelegere. Marea masă, fatalmente, nu este o masă instruită. Educația, de cele mai multe ori și din nefericire, chiar și în Europa, educația are o mare problemă. E dificilă și cei mai mulți au comoditatea, foarte mulți, adică au comoditatea de a abandona aplicarea profundă, efortul de a înțelege mesajul cultural, unei culturi autentice. Și sigur, acestea sunt persoane manipulabile. Dacă sacerdotul, preotul, imamul, rabinul reușesc să transmit un mesaj în spiritul cărților fundamentale ale celor trei religii, publicul va înțelege că iubirea totuși, zidirea și respectul și partea de valori morale care sunt standardul sub care defilează cam toate religiile, sunt importante. Dar dacă sacerdotul transmite un mesaj de violență, mulțimea va înțelege că ăsta este mesajul. Este o gravă eroare. Este o eroare și în același timp o trădare a spiritului autentic, al cel puțin al marilor religii monoteiste, care au în centru această valoare prin excelență a iubirii. Trădarea ei sau ieșirea din spiritul ei poate conduce de cele mai multe ori la un rău major numit fanatism. Pentru că ați amintit de contextul actual european și ne gândim cu toții la evenimente șocante petrecute în acest spațiu al civilizației europene, unde, iată, e posibil ca fanatismul să facă victime ziua în amiaza mare. Inocente. Victime inocente, practic. Da. Dar putem vorbi și despre contextul în care s-au întâmplat aceste evenimente. Întrebarea mea era, ce efecte evident nocive apar în absența neglijării educației, educația pentru respectul față de celălalt și, în general, în absența unui flux cultural care ar trebui să alimenteze permanent, chiar dacă nu la nivelul cel mai înalt, dar ar trebui să scalde totuși țărmurile pe care trăiește omul obișnuit.
această ruptură între transmiterea mesajului cultural și accesul la el al majorității poate provoca, iată, și astfel de evenimente foarte triste. Eu m-aș opri puțin la ce spuneam mai înainte, legat de sacerdoți, de preoți, de imam. Cred că e una din ocupații, de meseriile care cer nu numai știință de carte, dar cer și har. Vocație. Har. Har, mâna lui Dumnezeu. Oricum, e greu de spus unde se oprește mâna lui Dumnezeu. Dar fără această vocație, fără acest har, în sensul de a fi pătruns, de a fi convins că mesajul cultului tău este un mesaj de pace și de solidaritate cu semenul, nu de eliminarea lui. În clipa în care vom avea această selecție clară a sacerdoților, probabil ca scene de violență, fanatismul care distruge, n-ar mai avea succes. Pentru că există, din nefericire, și mesaje de la ierarhii acestor culte, nu totdeauna, uneori de violență exacerbată. Fără îndoială, însă am căzut de acord că acestea, în general, sunt derapaje, sunt trădări ale spiritului religiei în general. Inclusiv spațiul creștin a fost uneori vizitat de neînțelegeri. Orice spațiu omenesc este sau poate fi, să spunem, atins de aripa neînțelegerilor. Dar intoleranța. Intoleranța este deja o maladie spirituală. Intoleranța. Faptul că crezi că deții adevărul absolut. Că tu singur ai comunicarea cu Dumnezeu. Nimeni nu mai are acest acces. De aici sunt probabil speculații ce spun eu acum, dar probabil de aici încep primele începutul scenariului de a deveni tu totalitar pe un spațiu până la urmă spiritual. Pentru afară de spațiul fizic, este și spațiul spiritual pe care fanatismul încearcă să-l controleze, să-l domine și să-l conducă pe niște precepte care sunt nu numai necreștine, sunt împotriva elementului uman elementar. Domnule Andrei Dimitriu, spațiul contemporan este locul de întâlnire paradoxal a două atitudini. Pe de o parte, relativismul, relativizarea valorilor morale despre care vorbim adesea și, de altă parte, fundamentalismul. Credeți că relativismul și, într-un fel, ironizarea valorilor morale poate atrage ca reacție fundamentalismul? Nu, cred că poate fi doar un pretext. Nu pot fi de acord cu niciuna din cele două variante, nici relativizarea, nici fundamentalism. Există calea normală. Calea normală e de toleranță. Deci calea de mijloc este aceea a îngăduinței reciproce. Este singura. Nici a ironiza absolut orice. Nu că nu-i permis. Nu-i permis moral, nu-i permis de bun simț. Dar nici fanatizarea, exacerbarea violent, de o violență fără nicio motivație, nu există motivație pentru asasinate, nici acestea nu pot fi acceptate. Nu cred însă. Cred că fundamentalismul e legat de incultură manipulată de personaje malefice. Caută pretexte. Sigur că se poate discuta libertatea de expresie până unde merge. Chiar vreau să vă invit să vorbim despre asta. Și în mod cert, ea nu trebuie să depășească zona bunului simț. Valori, personaje, istorie, care este importantă pentru o anumită comunitate, sigur nu poate fi persiflată ca și o discuție din cărciumă. Deci asta e clar. Dar nici reacția violentă, în afara legii, criminală, nu poate fi acceptată. Nu cred că fanatismul e provocat în mod obligatoriu, de glumele proaste, de ironiile
idiote până la urmă, ale unor persoane care se amuză, neintuind consecințele. Fanatismul este o construcție a subculturilor, a unor popoare care au mari probleme de asimilare a valorilor morale și a valorilor unei societăți care construiește, nu care demolează. Aceste persoane pot fi ușor manipulate de personaje care n-au în cap, au și ele un complex de inferioritate, asta e evident, pentru că eu continuu să cred că, de fapt, reacția asta de fanatism e legat de un complex față de modelul de progres european. Creștinul, iudeo-creștin. Creștin, până la urmă, că asta e fondul. Deci, cred că, în continuare, trebuie lucrat pe elementul cu educație. Educație, sigur că nu putem să ne așteptăm ca toată Africa sau toată Asia să fie plină de academicieni. Dar ca ei, oamenii aceia simpli care nici nu mănâncă, nici nu beau, dar nici nu se spală, acești oameni să înțeleagă că sunt niște valori și există și pentru ei o perspectivă. Deci cred că și acest lucru poate fi luat în calcul. Pentru că lipsa unei perspective, faptul că el vede că Europa are mașină, îți duce la teatru, mănâncă bine, să și spală, iar el stă în nisip cu cămila care mai și miroase, deci, totuși astăzi poate să știe și ăla că există Europa. Deși cel din s-ar putea că și acest complex să fie, să poată fi exploatat de cei care cred că numai prin violență pot să aducă progresul și prosperitatea în comunitățile pe care le influențează. E o problemă foarte delicată și cred că... Dar mai e o chestiune care aș avea la care mă gândesc. Europa este invadată de lumea din afara continentului, ca să nu identific exact majoritatea. O lume care este subculturală. Fenomenul major al imigrației. Da. Îl îngrijora pe un sociolog de calibrul Wolf Lepenitz, care a fost în conferință la Ateneu Român cu domnul Preșu. Lumea aceasta, și aici e surpriza mea, și pericolul care paște Europa, lumea aceasta subculturală, sub nivelul de educație și de înțelegere al elevului, al europeanului... Sau mai precis, diferită cultural. Nu, eu sunt mai precis. Chestiunile acestea, eufemismul, nu mă avantajează în demonstrația care urmează. Această lume subculturală, aproape nativ violentă, din acest complex, este asimilată de lumpănul din Europa. Deci problema care o văd eu periculoasă este că replica, din motive varii, multiculturalism, corecțiune politică, discriminare pozitivă, tot soiul de idei care sunt perdante pentru o Europa care se vrea pașnică, se vrea tolerantă, se vrea ziditoare. N-are șanse. Deci aici este problema. Nici școala europeană, nici societatea europeană nu pare suficient de pregătită ca să respingă corpuri care îi sunt categoric dăunătoare. Dar asta se întâmplă exact în spiritul valorii sau valorilor toleranței care apar în Europa. Da, deci mă întorc. Toleranța trebuie să aibă și ea o limită. Și sunt cultivate în Europa. Da, da. Dar cred că persoane cu mai puțină responsabilitate, ca să nu zic irresponsabile, pot cultiva astfel de idei. Deci toleranța poate să meargă numai până unde nu mă deranjează, unde nu mă asasinează. Desigur. Deci acest, faptul că nu se înțelege acest... Sau, acum sper că s-a mai înțeles ceva. Meeting-ul de la Paris spune multe. Putem cădea de acord așadar, iertați-mă, domnule Dimitriu, că inclusiv libertatea de expresie, care e un bun extraordinar de important și la care, de la care niciodată nu putem abdica, trebuie să conțină în sine
niște limite dictate însă nu din afară, pentru că în cazul acesta am vorbit de cenzură, ci din interior. Din interior, dar se tot din educație. De civilizația lăuntrică, mai precis, da. A bunului simț. A bunului simț, dar totuși asta trebuie să fie... A bunei cuvințe. Deci nici, așa am spus, nici libertatea de exprimare nu trebuie să aibă, nu trebuie să fie fără limite, în măsura în care afectează vizibil. Deci afectează vizibil o comunitate, că nu sunt 2-3 înși. Deci atunci trebuie să fie prudența măcar, dacă nu bunul simț. Dar bunul simț ar trebui să impună această regulă. Dar pe de altă parte, nu poate fi motiv de fanatism violent, sigur, și asasinant. Deci lucrurile astea trebuie spuse clar și înțelese bine. Cred că și iar a doua spune, chestiune, da, care, la care vreau să insist, este că toleranța trebuie să aibă o limită până care securitatea culturală, fizică, de orice securitate a individului, a comunităților care vor altceva decât fanatismul promovat să fie protejate. Deci securitatea trebuie păstrată. Toleranța fără limite e sinucidere curată. Cred că ați spus un punct apăsat pe un i foarte discutat în această perioadă în care suntem deocamdată. În orice caz, ascultându-vă, îmi dau seama că s-ar poate desprinde o concluzie din ceea ce tocmai spuneați, anume că respectul și chiar promovarea diversității culturale și religioase, mai precis respectul față de alte tradiții, nu ar trebui să fie considerate ca valoare în sine, ci ca un element al unei culturi a conviețuirii. Pentru că foarte mulți absolutizează aceste lucruri. Multiculturalismul ca teorie politică, am mai avut prilejul să vorbim despre asta în această emisiune, s-a dovedit a fi foarte riscant, pentru că una este pluralitatea religioasă, etnică, culturală în cadrul comunității, și alta este o teorie care privilegiază, uneori în defavoarea majorității, minorități care nu întotdeauna aderă la valori comune. Dictatura minorității este la fel de nedemocratică ca, da, dictatura majorității. Ba, dacă o luăm strict numeric, statistic, e clar că majoritatea înseamnă că ea ar trebui să impună un punct de vedere. Există un punct de vedere convenit de majoritate. Nu poate să vină minoritatea să-ți impună schimbarea lui. Deci, uneori mai asistăm la pusee de felul, da, acesta. Deci e o eroare. Cum mi se pare de total lipsă de bun simț, ca să fiu tot așa într-un registru mai coborât, care nu cred că e chiar al meu, dar când vin la tine acasă, nu pot să-mi impun eu regulile mele. Cum spunea un premier Australiei, ai venit în Australia? Astea sunt condițiile. Astea sunt regulile, asta e cutuma de nu știu câte sute de ani. Nu poate să vină și o acceptă toată comunitatea autohtonă. Nu poate să vină cineva, un străin, și să-mi intre în casă, să-mi ia bucătăria, să-mi ia nevasta, și eu să fiu simpatic și să-i zâmbesc, pentru că ar trebui să fiu intolerant cu abuzurile lui. Deci lucrurile astea trebuie spuse clar, pentru că așa se poate coreja. Fără îndoială. Pudibonderia, cum am mai spus eu la început, nu salvează nicio civilizație. România, nici atât. Deci lucrurile acestea, cred că dintr-o pudoare neînțeleasă și oricum nu neînțeleasă, o prudență, că până la urmă asta se urmărește, o prudență e neproductivă până la urmă. Lumea trebuie să înțeleagă foarte clar că există niște reguli care trebuie respectate pentru ca lumea să conviețuiască musulman cu ortodox, cu catolic, cu mozaic, cu animist, în sfârșit, orice crezi, poți să-i dai credit vecinului să aibă, că sigur, nu te omoară, că poate avea altă idee, altă ideologie, nu numai neapărat credință religioasă. Deci lucrurile astea, ca să progreseze lumea. Apropo de ideologie, nu ați perceput în aceste zile din urmă, în care s-a discutat atât de mult despre fanatism, libertate de expresie, că totuși, în acest context,
în care s-au petrecut lucruri atât de grave într-un spațiu european creștin, a fost în același timp perceptibilă o tăcere legată de valorile creștine. N-am auzit în spațiu public european un apel la aceste valori creștine. În general, se trece sub tăcere necesitatea întoarcerii la valorile creștine. Se vorbește foarte mult de fraternitate, libertate, egalitate, sigur, într-un spațiu care a și nutrit și a Revoluția, și sigur, Revoluția franceză crescut care, aceste valori. Da, Revoluția franceză care e categorică. Dar ce vreau să vă întreb este cât de riscantă este și această înregimentare într-o ideologie contemporană, o ideologie care de cele mai multe ori ridiculizează valorile morale, e o ideologie a ironiei, o ideologie a umanismului pur și simplu, a prea omenescului, o ideologie care seamănă cu, vorba lui Eugen Ionescu, cu o rinocerizare, în alt sens e adevărat, dar la fel de gravă. Dionisiacu e foarte accesibil omului obișnuit. A plonja în spațiul spiritual e un efort intelectual pe care lumea îl face greu. Cred că Europa a cedat foarte mult. În opinia mea, faptul că în Constituția Europei n-a reușit să se treacă că această construcție, model de suprem stadiu de civilizație, că asta este Europa, n-a putut să mărturisească originea în valorile creștin, iudeo-creștine, varianta care ați spus-o, în valorile creștine, mi se pare o dezertare gravă, periculoasă, în față de posteritate, de viitor. Și chiar cu consecințe, din păcate, nefericit concrete. Faptul că aud tot mai des că eu am în birou icoane. Faptul că mai există persoane care intră în birou și se arată ușor tulburate când văd icoana în birou. Surprinse, în orice caz. Da, da. Am avut un incident cu un ministru francez. Când era ministru, eu aveam icoană și a intrat în birou și a început să-mi facă observații că am icoană acolo și teritoriu public. Și eu vreau să spun că nu l-am mai primit. L-am ținut în picioare la ușă și a plecat. Mi s-a părut o ofensă. Era la dumneavoastră acasă. Și era la mine acasă. Deci cred că Europa, sigur, nu ostentativ, nu violent, nu intratabil, trebuie să aducă în discuții, să mărturisească și să profeseze valorile creștine. Faptul că nu ți-ați judece originea, pentru că, până la urmă, asta este realitatea, progresul în lume s-a datorat venirii lui Hristos. De la venirea lui Hristos, lumea a făcut progrese. Numai în spațiu creștin omul a fost respectat. Cu adevărat. Cu adevărat. Sigur că au avut și momente de convulsie și momente de derută și de... Trăim în istorie, da, totuși. Dar modelul creștin a evoluat spre respectarea omului de astăzi. Revoluția franceză pe care ați evocat-o, de fapt asta vreau să spun. Deși, dacă ne aducem aminte de Revoluția franceză, trebuie să ne aducem aminte și de Vandeea, crimele Revoluției odioase. Sigur. Dar pe fond, fondul ăsta a fost respectarea omului. Asta înseamnă creștinism și asta înseamnă evoluția. Pentru că fără creștinism eram ca cei din Africa, care se cam mâncau între ei. Asta era absența misiunii creștine. Misionarii care străbăteau și mureau, acest mesaj au vrut să-l aducă acolo. Iubirea omului. Dacă Europa nu reușește să revină, repet, fără dictatura creștinismului, a valorilor și a instituțiilor. Nici nu e posibilă, da, o dictatură a creștinismului. Deci, în varianta
creștină, tolerantă, iubitoare și ziditoare, Europa are viitor. Dar trebuie să fie extrem de prudentă, pentru că modelul nostru, modelul european, este vizat, atacat, subminat și din interior de personaje care nu mai cred în Dumnezeu, din teribilism, din incultură, din prostie, manipulate. Deci există o cohortă mare, auzi ce țări ca în centrul Europei care se laudă cu o proporție din necreștini de 60 sau 70%. E absolut delirant, pentru că Europa și țara aceea este produsul unei civilizații care a avut la bază creștinismul. Indiferent, da. Protestant, ortodox, catolic, dar valorile și credința au fost comune. Europa nu se poate salva decât întorcându-se în practică la valorile creștine, dar la o educație în spirit creștin. Dar, repet, toleranța, inclusiv cea creștină, trebuie să aibă o limită. Limita în care securitatea, existența însăși a modelului este afectată. Fără îndoială. Mă bucur că ați subliniat lucrul acesta, anume că evacuarea educației religioase e un subiect relativ actual și acesta, propunerea de a evacua religia din trunchiul comun al materiilor obligatorii în școală. Evacuarea, deci, educației religioase, ceea ce s-a produs pe alocuri în Europa, renunțarea la o educație în spirit creștin, al valorilor creștine, valori pe care s-a edificat o întreagă Europa și atât din punct de vedere al civilizației, cât și al culturii. Toate aceste lucruri atrag consecințe. Am auzit declarația cuiva în această perioadă, anume că este ateu și în virtutea acestui ateism își permitea să ironizeze, să persifleze valori religioase ale unei tradiții. Nu importă creștine sau nu. Vreau să vă întreb dacă totuși profilul cultural complet al cuiva poate fi autentic în absența unei educații religioase. Mulți spun că le-ar putea fi egal accesul la cultură religioasă sau nu. De ce nu este totuși egal acest lucru? Valorile despre care vorbim astăzi n-au legătură totuși cu rădăcinile unei culturi religioase? Trebuie să ne gândim în primul rând că începuturile educației largi, populare în spațiul nostru a fost educația religioasă. Tot progresul care s-a acumulat, toată evoluția care s-a acumulat, a avut la bază totuși aceste precepte ortodoxe. Morale. Da. Pentru că, de fapt, afară poți să crezi sau poți să nu crezi în Dumnezeu. Dar ceea ce spune Cartea Sfântă ca valori morale, de fapt, valori de conduită publică, sunt extrem de utile și benefice pentru individ. Sigur că și pentru comunitate, dar în primul rând pentru individ. Necunoscând, neavând această informație, categoric plonjeze în derizoriu, în lucruri care... În relativism. Într-un relativism. Problema cu, că ați spus ceva de religia în școli. Cred că problema religiei în școli o aș lega-o de eficiența transmiterii mesajului. Mesajul să ajungă la copii. Mi-e teamă că sunt mulți profesori care, afară că citesc ceva dintr-un manual sau povestesc în cea mai mare parte din auzite temele biblice, care nu pot stârni interesul copilului.
Sigur, deci acest extrem risc de există import. Pentru fiecare da. Materie în parte. Da, dar la, în cazul acesta... E cu atât mai mare. Extrem de important este omul. Religia înseamnă, de fapt, ce facem, ce se întâmplă cu noi. De unde venim, ce se întâmplă cu noi. E o întrebare filozofică, dar care ar trebui să preocupe totuși de la început. Însă acest contact cu religia, în mod cert, trebuie făcut cu mare înțelepciune. Pierzi elevul. Dacă e bine la începutul în școli să fie școala axată, pentru că aici majoritar ortodox, să fie axată pe ortodoxie, pe preceptele. E un punct de vedere personal. Pentru că există și greco-catolici, romano-catolici. Cred că un gen de istorie a religiilor, care elevul să înțeleagă că există și mai multe variante, nu-i numai ortodoxia, predată cu mare tact pedagogic. Deci, cred că ca să aibă efect, contactul elev-profesor trebuie să fie extrem de convingător pentru elev. Aveți perfectă dreptate în ce spuneți, însă vreau să vă reamintesc că accesul la tradiția comunităților respective este asigurat în școală, pentru că există religie evident ortodoxă, dar se predă și religie romano-catolică. Expresia nu e cea mai potrivită. Da. Adică accesul la cultura, la informația religioasă confesională, cel puțin până acum a fost asigurat. Eu cred că în varianta care o spuneți, cred că așa mi-aduc și eu ceva aminte, nefiind în domeniul da. Acesta. Deci cu această înțelegere multireligioasă, religia e utilă, nu știu dacă pot spune obligatorie, dar este extrem de utilă pentru educația. Nu cred că poate fi un intelectual complet o persoană care nu are cunoștințele de bază, nu pot să-i cer trăirea, dar să aibă cunoștințele de bază despre ceea ce înseamnă creștinismul. În fond, nu e o datorie să-ți cunoști în primul rând propria tradiție în care ai deștiință? În afară de când spui datorie, încep să crezi că e ceva obligatoriu. Nu e obligatoriu, dar e în interesul persoanei. Un anumit tip de datorie. Cred că e în interesul propriu al persoanei să cunoască aceste elemente fundamentale ale civilizației lui, de care el profită. Sigur. Recunoaște, nu recunoaște, nu asta e subiectul. Dar el profită de ceea ce a făcut, ce au făcut valorile creștine de-a lungul secolului. De ce credeți, domnule Andrei Dimitriu, că după, iată, 25 de ani de exercițiu democratic, educația în spațiu românesc nu pare a fi încă un imperativ categoric? Sunt câteva elemente care sunt esențiale pentru dezvoltarea unui popor și pentru onorabilitatea unui popor, care țin de o strategie asumată de lumea decizională, lumea politică. Printre țintele esențiale care pot să consolideze un popor, pentru care există sau ar trebui să existe strategii asumate de toată lumea politică și de societatea civilă, privesc cultura, educația și sănătatea, afară de securitatea națională. Educația ca sursă de dezvoltare a unei comunități. O societate, hiba mare a unei societăți, există totuși un risc și pentru România. Faptul că școala a decăzut. Școala nu mai are rigoarea pe care o avea în timpul deceniilor când eram eu elev, de urmă. Este ca să formezi un om, și școala trebuie să mai aibă un rol, să formeze caractere. Carol I spunea că în România mai sunt talente și valori, dar cam lipsesc caracterele. Caracterul înseamnă să ai model, să ai dascăl, apostol. Mai precis, caracterul se formează în relație cu un model. Cu un model și printr-o strategie educațională pe care, sigur,
cineva trebuie să o formuleze și cine, mult mai mulți trebuie să o pună în practică. Pentru că superficialitatea cu care sunt privite astăzi o serie de, inclusiv de discipline și de atitudini publice, sunt periculoase, pentru că formează omul superficial care nu va realiza niciodată ce se întâmplă în realitate în jurul lui, va trăi undeva virtual într-un spațiu care nu există fizic, se alimentează cu chimerele acestea și pentru el, pentru generația lui, când va deveni matură și mai și îmbătrânește, vor fi probleme reale existențiale, afară de partea spirituală, care să spunem că nu îl va tulbura până la adânci bătrânețe, dar are un reflex în însăși existența lui. Lucrul ăsta ar trebui să priceapă lumea superficială care tastează în fiecare dimineață și nu citește nimic. Da. Apropo de asta, credeți că o cauză a degradării actului cultural în general este și mass media? Din nefericire. Din nefericire, mass media în etapa asta istorică pe care o străbatem, în sensul că incite la superficializare, are un rol extrem de important. De fapt, pentru observatorul comun, modelul îl oferă televiziunea, nu radio, deși și de acolo probabil mai sunt, dar televiziunea. Modelul oferit de majoritatea televiziunilor publice, mi-e teamă că și la cea publică sunt niște probleme, dar mă refer la cele comerciale, unde e comandamentul IBAN-ul. Din nefericire, modelele acestea sunt antimodele. Ignare, inculte, agramate de multe ori. Agresive. Violente. Emițând cu aer doct tot soiul de tâmpenii. El are camera în față și el poate să debiteze orice. Cel care ar vrea să-l corecteze stă în fotoliu acasă. N-are posibilitatea de replică. Ar trebui, într-un fel, și aici cred că rolul ar trebui să fie al CNA-ului. Între timp ați aflat că am lucrat și eu cumva cu mass media. Șefii de instituții ar trebui să aibă această libertate, dar trebuie să fie, cum am spus eu, niște consumatori reali de cultură, adică niște persoane care să înțeleagă ce înseamnă o carte bună, să fi fost vreodată la Ateneul meu, să știe că există și Alban Berg și să știe să spună că, domnule, între manelele nu știu care, prefer totuși Sinfonia Nouă. Deci lucrurile astea trebuie spuse, pentru că eu am surprize aioritoare. Persoane tinere, nu foarte tinere, 30 ceva de ani, de o ignoranță șocantă. Nu vreau să dau un exemplu care l-am tot dat, dar e delirant. Aflu de la colegi, cunoscuți, prieteni, nivelul scăzut de cultură al absolvenților de facultate. De umanioară, nu zici de facultăți tehnice. Da, e o realitate tristă. Deci, lucrurile astea sunt evidente. Dacă ne facem că nu le vedem dintr-o mie de motive, comoditate, să nu deranjăm, să nu șocăm, să nu... stresul, copiii trebuie protejați, nu trebuie... sunt toți genii. Pe termen lung, tăcerea asta se răzbună și se răzbună urât. Iată, un alt exemplu de proastă înțelegere a toleranței ca îngăduință față de ceilalți. Am mai spus apropo și de școală și de toleranță. Înțeleg acum că dacă te uiți la un elev, profesorul e vinovat de ultragierea bunilor moravuri. O eroare, o astfel de atitudine e perdantă pentru toată societatea, nu pentru copii. Toți părinții au copii geniali. Dar din nefericire, nu sunt. Problema care am spus-o într-o emisiune și o repet și la dumneavoastră și nu știu dacă n-am mai spus-o odată, este obligatoriu. Știu că deranjează. Știu și mi-asum toată antipatia care o stârnesc. E nevoie de separare clară între elită și
vulg. O încep din școală. Deci trebuie școli de elită, unde să pătrundă toți cei care pot, care promit, care sunt valoroși, nu pe bază că tăticul are bani. Deci trebuie să pătrundă cei care sunt valoroși, pe care statul trebuie să le ofere burse. Pentru că acești copii, care s-ar putea să n-aibă bani, în mod cert, cei care sunt serioși, nu sunt copiii cu parale multe. Deci copiii ăștia trebuie sprijiniți. Societatea românească se degradează prin absența unei strategii de promovare a elitelor. Sunt tot soiul de presiuni. Vă imaginați, la Ateneu... Nu vorbim doar despre elitele intelectuale. Nu. E foarte important de precizat lucrul acesta, pentru că asta a stârnit în general antipatie față de cuvântul elită acesta. Elită înseamnă într-o profesie vârful. Cei mai buni. Cei mai buni. Dar categoric nu poți, cel mai bun pantofar nu poate să imită, trebuie respectat că e cel mai bun, dar nu poate să imită judecăți, pentru că totuși intrăm în altă zonă cu care eu nu sunt de acord. Elita intelectuală, dar nu o elită exilată într-un turn de fildeș, deci cum să spune. O elită care să înțeleagă și să fie în slujba comunității, a oamenilor. Deci să aibă o bună comunicare cu ei, o bună și naturală comunicare cu omul obișnuit. Dar cu liderii diverselor comunități profesionale, religioase, etnice. Deci aceasta cred că este rețeta. Ori în școlile alea care sunt mai bune se duc numai băieți cu bani. Sigur că sunt profesori buni acolo și mai scot ceva. Dar eu aș vrea ca și copilul de la romanul meu, care tata e profesor, mama e asistentă medicală sau ceva de genul ăsta, deci nu au venituri mari, sunt copii buni, sunt copii foarte buni, dar trebuie să oprească după ce depășesc liceul Roman Vodă, care e liceul iubit de mine, unul din liceile bune, era unul din liceile bune din Moldova, se blochează. N-are bani, facultatea, cămin. Deci lucrurile astea ar trebui gândite foarte bine. Înainte de război, exista și în spațiu privat interes pentru burse de acest gen, dar statul ar trebui să se implice, pentru că nu-mi imaginez eu că trebuie sponsorizați prin bursă 7.000 de copii. Statul poate face acest efort și chiar să fie o bursă a Ministerului Educației Naționale. Mi-ar plăcea să accentuați acest răspuns la întrebarea de ce educația este o sursă, sau mai precis, o resursă de dezvoltare. Vă amintesc că există voci care livrează în spațiul public sau au livrat, cred că o mai fac încă, evident se întâmplă asta constant și probabil nu numai la noi, dar mai ales la noi, acest mesaj, cultura nu este rentabilă, învățământul nu este o prioritate pentru că nu produce în imediat. Aceste prejudecăți sunt, cum nu se poate, mai perdante pentru întreaga noastră comunitate. Așadar, de ce investiția în educație este o urgență? I-ați putea convinge pe unii de lucrul acesta? Da. Legat de cultură, că ați zis de cultură. Cultura nu-i profitabilă. Dumneavoastră reprezentați una din cele mai prestigioase instituții culturale din România, Ateneul Român. Cel care își imaginează că pune 5 lei în cultură și o să ia 700, pierde. Dar nepunând cei 5, pierderea pe termen lung este uriașă și nerecuperabilă. Deci e obligatoriu. Cultura de performanță. Nu colocviile de gașcă, nu nepotul, sigur, bunicul. Deci relațiile care sunt în afara criteriului valoric. Criteriul valoric omologat, nu declamat, deci omologat de persoane calificate, acela trebuie susținut, sponsorizat, finanțat. E obligatoriu. Pentru că pentru România nici mai problema e mai importantă. Pentru că o țară cu o cultură provincială, cum zicea Eliade, are obligația, e interesul național
să se promoveze, dar să promoveze lucruri competitive, deci o cultură de performanță. Asta nu se, într-o țară cu venituri așa de mici, fără sponsorizare, fără susținere financiară, nu are șanse. Uitați-vă acum, așa mai spus asta, cu revistele culturale. Deci sunt reviste de mare valoare, de longevitate absolut meritorii, care sunt care au devenit aproape invizibile. Da. Care să nu mai spun. Trec peste faptul că cititorii s-au împuținat periculos de mult. Dar învățământul. Învățământul, nici o societate de acum încolo, e clar, și nu de acum, de ani, de zeci de ani, de câteva, de 100 de ani, nu va progresa, nu va exista, dacă nu va avea resursă proprie umană, creativă. Școala este ceea ce formează, este cea instituție care formează oameni utili societății. Pentru că nu face nimeni, orice școală este utilă pentru societate. Sigur că acum pragmatismul corporatist nu mai te... E clar, te duci undeva, trebuie să fii, să ai o meserie și să ai o utilitate reală. Dar școala trebuie să orienteze pe aceste domenii care sunt astăzi utile. Sigur, nu poți să mai faci un curățitor de ghete, că nu mai există. Dar sunt atâtea alte meserii care au și apărut suplimentar față de acum 30-40 de ani, pe care școala trebuie. Dacă nu școala, dacă nu reușește să asigure societatea de numărul necesar de profesiuni, de specialiști, societatea aceea ori importă, și e clar, cazul României nu mai pun problema, că aici e problema salariului, cât câștigi. Deci vor veni tot din cei din lumea subculturală. Deci e important ca România să acorde școlii o importanță și o exigență. Trebuie separat clar. Militez pentru școli de elită, pe criterii stricte de valoare, fără bani, fără statul trebuie să se ocupe de chestia asta, să-i sponsorizeze, pentru că acești copii sunt viitorul. Ei vor construi, ei vor susține existența unui stat, cu decență, cu demnitate, în onoare. Iar a doua problemă este chiar și școlile acelea care ies din afara spațiului acesta destul de rarefiat al elitelor, și școlile acestea trebuie să-și îmbunătățească criteriile de evaluare. E jenant. De fapt, e jenant să judeci un profesor, da, dacă au trecut 30 sau 40. Mi se pare... De fapt, contează enorm nivelul, gradul de pregătire culturală al unei majorități. Elitele există, mai multe sau mai puține în fiecare societate, dar totuși tonusul și tonul într-o societate este asigurat de gradul de cultivare al unei majorități. Și aici avem enorm de lucru. Ceea ce a spus dumneavoastră însă elita, este fără îndoială elita adevărat. Are mai mult succes, mai multă eficiență, dacă, așa cum ați spus, dacă masa, media, are un nivel de educație și de cultură care să înțeleagă mesajul. O educație și o cultură în spirit creștin, într-o societate creștin, în spiritul respectului pentru alteritate și al tuturor celorlalte valori pe care am încercat să le anunțăm în cadrul dialogului nostru. Ne apropiem de sfârșitul acestui dialog. Aș vrea să vă întreb legat de proiectele pe care doriți să le desfășurați în cadrul instituției Ateneului Român anul acesta. O să fac un anunț în premieră, o intenție care s-a conturat ieri. Așa cum știți, Ateneul găzduit un eveniment absolut de înaltă ținută, regal, concertul dedicat alteții sale principesa Margareta, și iar umblând prin bibliotecă am dat peste frescă. O fotografie, evident, fotografia frescă făcută de Costin Petrescu. Și am revăzut segmentul final, unde acum e un grup de țărani, nu știu dacă întovărășiți sau neîntovărășiți,
dar un grup de țărani. Acolo exista și există fotografia, portretele regelui Carol al II-lea și a marelui voivod de Alba Iulia, regele Mihai, de actual. Mă tentează, sigur, e un demers care va dura și pot să mă aștept la o anumită ostilitate, dar voi încerca să refac acea parte de frescă pentru ca cele două personaje istorice să-și recapete locul în fresca Ateneului. Veți continua și tradiția deja atât de frumoasă a conferințelor conferințe, de la Ateneul Pot anunța două conferințe care le încerc pentru anul acesta. Un alt laureat al Premiului Nobel, Stefan Hell, chimie, bănățean, cu dialogul să-l aibă, îl va avea cu președintele Academiei, academicianul Valentin Vlad. Am vorbit cu președintele și aseară să fac demersuri pentru că în cursul anului, adică noi ne pliem la programul invitatului. Și altă conferință, Vytautas Landsbergis, președintele, fostul președinte al Lituaniei, în dialog cu președintele Constantinescu. Tema e cam aceeași care a fost în decembrie, cât de ireversibile sunt reformele structurale din Europa răsăriteană și centrală și estică în perioada aceasta post-comunistă. Vă mulțumim că ne-ați divulgat măcar o parte din proiectele Fresca, dumneavoastră. Vă doresc foarte mult succes în împlinirea acestor proiecte și ale altora pe care desigur nu le putem include acum în această discuție. La sfârșitul ei aș vrea să vă invit să spuneți câteva cuvinte doar despre importanța celuilalt în viața noastră. Am vorbit de alteritate, am vorbit de respectul pentru alteritate ca respect pentru cealaltă persoană. Celălalt a făcut carieră nu doar în religie, ci și în filozofie. Există o filozofie a lui aceluilalt. Așadar, de ce e important ca relațiile interumane să fie consolidate pe toleranță, respect, iubire? Simplu spus, dorești să trăiești în armonie. Omul, creatura aceasta perfectă a lui Dumnezeu sau aproape, dorită să fie perfectă. Creatură dorită, că nu e chiar perfectă. E totuși creația supremă a lui Dumnezeu. E marea creație, dorește să trăiești în armonie. Mesajul divin, printre alte, așa ar trebui tradus. Ori nu poți trăi în armonie având adversități cu vecinii, nu poți trăi în armonie atâta timp cât invidia, răutatea, umorile îți întunecă judecata, neavând armonie, nici reacțiile în interes personal sunt amendate de aceste umori care nu te conduc spre un drum senin. Omenirea, ca să trăiască fericită și pe pământ, până ajunge sus în rai, e obligatoriu să se înțeleagă acest parteneriat care e legat de realitatea terestră. Trebuie înțeles, practicat această înțelepciune, trebuie practicată cotidian, dar categoric trebuie să ai și parteneri de dialog, pentru că această armonie nedorită de vecin și neavând suficiente argumente, poate să-ți întunece la fel de rău existența. Da. Deci aici e o limită. Tot educația și tot cultura pot fi răspunsul. Cultură și educație menite să ne deschidă ochii asupra unui lucru cu care încheiem acest dialog. Efemeritatea existenței noastre pe pământ, care ar trebui să ne spună că în timpul acesta scurt nu putem să fim răi, nu putem fi intoleranți și nu putem urâ. Aș mai fi vrut doar să adaug atât, sunt sigur în spiritul înțelegerii dumneavoastră, anume că respectul, iubirea față de celălalt sunt posibile în măsura în care vedem în el chipul Creatorului, chipul lui Dumnezeu.
asta ne poate hrăni atât respectul cât și iubirea față de el. Pot să fac o amendare. Asta presupune, în primul rând, asumarea reală, înțeleasă, a științei acestea de a te raporta la Dumnezeu, înțeles ca arbitru suprem al judecăților de pe pământ. Să ne asumăm lucrul acesta. Vă mulțumesc foarte mult, domnule director Dimitriu. Doamnelor, domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenția acordată acestei ediții a emisiunii noastre. La revedere!